O adolescentă care voia să-și pună capăt zilelor a fost salvată în ultima clipă de polițiști. Aceștia au prins-o de haine în momentul în care au vrut să se arunce de pe pod. Scene dramatice filmate în Varșovia, ziua în amiaza mare. Ofițerii de poliție din Praga au salvat în ultimul moment o adolescentă care voia să se arunce de pe podul peste fluviul Vistula. Când fata s-a desprins, de balustrada agenții au reușit să o prindă de haine și să o tragă înapoi. O cameră de supraveghere a filmat momentul, înregistrarea fiind postată pe Twitter de poliția din Varșovia. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional. În ultima clipă, polițiștii împreună cu martorii au prins o adolescentă care a vrut să-și ia viața și au tras-o pe partea sigura podului. Fata a fost predată echipajului de la ambulanță care a dus-o la spital. Au relatat agenții pe rețeaua de socializare. Nu se știe încă de ce adolescenta a încercat să se sinucidă.